anul acesta s-au celebrat 25 de ani când Alvila este declarată în patrimoniu mondial. Și în față avem cetatea și zeița protectoare a insulei Tanit. În anul 1999, Dalvila a fost declarată patrimoniu UNESCO și a fost construită în secolul 16 de regele Filip al II-lea. În față avem un exemplu de arhitectură militară renascentistă din secolul 16, construită de Filip al II-lea. A, uite că scrie și aici, 99. În germană și în engleză. Și în spaniol. A, ce mărfă, au băgat astea. De fenicieni în secolul 7. Fenicieni în secolul 7. Aici, în catalană. Catalană. Și după aia a devenit un oraș punic și roman. Dacă tot stăm aproape de Dalvila, e mișto de ieșit la apus, pentru că se vede super mișto. Plus că sunt o grămadă de străduțe interesante. Ia uite cum se apărau. Să zicem, veneau ăștia, bam, 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 și de sus de aici le dau cu pietre, puf. Direct la căpățână. E destul de greu de locuit în cetate, pentru că dacă ai sta aici, trebuie să te cari cu toate proviziile de jos de la supermarket și ai ceva de urcat. Era cineva mai în față, un băiat, poate îl prindem. Da, uite-l în față. Cușile. Asta dacă nu mănânci la restaurant în fiecare zi de trei ori. Primele așezări umane datează de acum 2000 de ani înainte de Hristos, din epoca bronzului. Deci au fost oamenii acum 4000 și ceva de ani pe aici. Sunt o grămadă de restaurante și terase în cetate. Pline toate. Nu chiar, uite, stai ca un gol. Da, nu chiar, de. Oh, ce bine, da? A început sezonul. Se poartă albă. Pe la restaurant, de seama. Moda ad lib, făcută 100% în Ibița. Hainuțele din in. O, pinul, și ăsta ce frumos e colorat. Super multe locuri instagramabile pentru shorturi, filmulețe, fotografii, reeluri, TikTok-uri chiar. Wow, cât de calm arată și locul ăsta. Sevixef. Vis-a-vis de cetate se poate observa portul. De unde se ia barca spre Formentera. Câteva bărulețe pe acoperiș. Ce poți face dintr-o mătură? Dai câteva găuri și ți-ai făcut suport de umeraș. Majoritatea turiștilor care vin în Ibița trec prin Dalvila. Uite, în față, o adunare de oameni pentru Palestina. Protest. Suportim.
Și a gata. Reduceri la haine. 50 de euro ți-a luat-o cu mășuță. O mășuță 50, toate sunt 55. Și cu 20 de euro pentru femei. Tot timpul la femei sunt super ieftine hainele. Cam asta. Moda din Ibița cu 20 de euro. Ei, tuna frumos. Ceva interesant la acest pom. Când am venit prima oară, fix aici în față era o clădire. Au demolat, au făcut pentru iahturi un loc de parking. Prima noapte, că n-aveam cazare și nu era tehnologia așa ca în prezent, să găsești cu Booking, cu Airbnb, cu cazări, am dormit fix lângă acest monument pe jos prima noapte. După care ne-am apucat și am cumpărat ziarul, am sunat la tot felul de anunțuri, că nu știam pe nimeni. Și un prieten, ne-am întâlnit cu el și ne-a găsit cazare. Care taică-s era din Madrid. Parcarea de bărci. Când vrei o viață liniștită, îți cumperi un iaht, poate și cu piscina, ca să nu intre. Și te-ai băgat frumos în fiecare port din lume. De aici se poate lua barca Boat City. Poți să ajungi în diferite locuri pe insula. City Boat, te duci în Figuereta, în Playa de Mbosa. Figuereta, Playa de Mbosa, Talamanca. Au și discounturi de rezidenți, chiar. Da. Da, te duci în Santa Eulalia. Wow, bucur! Escana, Calayonga, Calapada. Da, wow, ca lumea. De pe market. Pase partout, Barcelona. A trecut peste tot. Are și camera video, să se vede. Îți dai seama la câte milioane e. Urus. Urus 1. Și asta e cel mai tare, Just Smile. Zâmbește că poți să vezi aceste minunății. Da. Și ceva de închiriat. Să invităm și directorul lui Leonardo DiCaprio, să vedem dacă a venit. Pe aici al parca pentru că e pe 3 etaje. De fapt, sau pe 2 etaje. 2-3 etaje. Asta mă știu de închiriat, pe restaurantul de la parter. Asia, te bagi pe covor și după aia intri. Private, no entry. În Anglia au venit cu muchetuța. Chiar te amuză uneori diferite iechiulete, da? Cum și-o arde. Asia, Asia. Cât ar putea costa o spălare a acestui minunat iaht de 3 etaje? De fapt, nu mai e iaht ăsta, e mai
Embarcațiunea, palatul, lucește. Nu știu dacă se poate observa în imagine, dar lucește. San Lorenzo, au venit numai englezoi în zona asta. Au venit cu paunții. Și ce ai n-a avut ceva modest cu solar. Alți tag englezesc. Ambition și un Rolls Royce. Apusul din port. Casino de Ibiza, Sociedad Cultural.